celul nedeterminat de la început, da? Egal cu CF de T. Ne dă o formulă. Braga o scrie. Modelul este cel de la NATO. Braga nu este pur și simplu influențat de acești autori și și copiază. Nu, e prea original și prea mare, dar metodologia o urmează, totuși. O urmează. Unde, în acea formulă, au ar fi fenomenul de conștiință, când, când începi să se conștientizezi aceste acte ale marului anonim, T-ul e transcendența, C, reactivele constante ale subiectului și F, sigur, funcția respectivă. Pentru a ajunge la pasul 4, eu acest pas i-am depistat, pasul 4 la coana cel al infinitesimalului, Cohen a scris enorm despre infinitesimal, arătând că întreaga știință, și matematica, dar și restul științei fizica, s-au mers pe acest principiu al infinitesimalului, cu, sigur, cu tot calculul matematic respectiv, dar trebuie să luăm și ca principiu metafizic. Pentru că, zice Cohen, există o logică a gândirii generative, iar asta e după model infinitesimal. Adică așa, câte o cantitate foarte mică ți se dezvăluie. Ce spune Blaga în acest sens despre Marele Anonim? El o spune în cuvintele acestea, că Marele Anonim se dezvăluie infinitesimal. Cum a spus colegul Lucea mai devreme, tot ce actele acelea reproductice creează Marele Anonim este o creație infinită, dar la maximum limitată. De ce? Să nu se creeze teoanarhie, zice Blaga. Aici e originalitatea lui. Adică să nu se ajungă la o anarhie din aceasta de zeități, de miurgi. Și atunci Marele Anonim se dezvăluie foarte puțin, maxim posibil de puțin. Adică infinitesimal. Prevedeți? Sunt pași matematici, metodologic vorbind. Iată de ce țineam să spun că drumul, exegeza românească, serioasă de aici încolo, pe Blaga, în direcția aceasta ar trebui să meargă. Am zis eu. Nu trebuie să fiți neapărat de acord cu mine. Asta nu înseamnă încă o dată că am avut câteva reacții alte dăți, că eu am ceva cu poezia. Nu. Și mie îmi place poezia. Dar să nu amestecăm lucrurile. Să lăsăm pe poezi și pe filologi cu poezia. Și noi, dacă vrem să fim filozofi, trebuie să depunem efortul să învățăm un pic de matematică, măcar că știa Blaga. Mulțumesc frumos!